Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în dragoste, o nouă citire cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem de data aceasta spre ce se vor orienta cărțile, energia acestora în această zi pentru voi. Pentru voi care sunteți în relație, pentru voi care priviți acest videoclip și pentru acea persoană specială care se află în sufletul dumneavoastră. Haideți să vedem prima carte. Iată că această carte este cea care îți promite un nou ciclu, îți promite o nouă etapă în viața ta, spre care te deschizi din ce în ce mai mult în cele ce urmează, noi începuturi, da, pentru tine, pentru relația pe care o ai alături de acest suflet la care tu te gândești în aceste momente, da? Văd că ești alături de o persoană și dacă ești femeie, da, văd că vei avea un noroc nebănuit în această perioadă. De ce? Pentru că va veni spre tine această persoană cu inelul de această dată, da? Nu mai ai scăpare, draga mea. Și bineînțeles că și tu îți dorești acest lucru. Este un eveniment pe care amândoi l-ați prevăzut. Probabil că în ultima perioadă văd că ați avut din ce în ce mai multe conversații, da? Ați stat de vorbă foarte mult despre voi, despre planurile voastre și ați văzut că vă întâlniți foarte mult în ceea ce privește planurile pe care le aveți pentru viitorul vostru. Vă place să faceți lucrurile împreună, vă place să faceți tot ceea ce vă stă în putință pentru ca să vă fie din ce în ce mai bine în viață sau în relație, da? Vă place să dați tot ceea ce depinde de voi pentru a avea ceva mai bun. Și iată că văd că vă apropiați în sfârșit de sfârșitul acelui ciclu din viața dumneavoastră care a însemnat poate pentru unii mai multă suferință, poate pentru unii mai multe provocări, da? A însemnat mai multe blocaje pe care le-ați avut în cuplu sau în relație. Și iată că vă deschideți spre acest nou ciclu în care voi vă gândiți că este bine să puneți punctul pe i. Și chiar așa vă comportați, da? Vă comportați ca atare. Iată că acest partener al tău, draga mea, va veni spre tine cu inelul, după cum am spus, îți va face propunerea pe care tu o aștepți și bineînțeles că va avea și răspunsul scontat, da? Pe care îl așteaptă această persoană din partea ta. Sunteți hotărâți amândoi să începeți o nouă perioadă, să începeți cu dreptul această nouă perioadă din viața dumneavoastră și veți face tot ceea ce ține de voi pentru a avea un început cât mai proaspăt, da? Ca să zic așa. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta vorbește despre o nouă dragoste, bineînțeles că în ceea ce vă privește pe voi, cei mai mulți dintre voi care se priviți acest videoclip, nu este vorba despre o nouă dragoste, ci despre o aceeași dragoste, da, pe care o aveți pentru o persoană mai veche, dar alături de care probabil că veți începe o nouă etapă în viața dumneavoastră, după cum a spus și cartea anterioară. Dar bineînțeles că este vorba și pentru o mică parte dintre voi care priviți acest videoclip, este vorba și despre a întâlni o altă persoană după ce v-ați despărțit de fosta iubire, da? Ca să zic așa, din viața dumneavoastră. V-ați despărțit de cineva pentru că nu era partenerul potrivit pentru voi sau partenera potrivită pentru voi și acum iată că cineva se arată interesat de dumneavoastră sau interesată de dumneavoastră și voi vă deschideți inima sau sufletul spre această persoană. Da? Pur și simplu vă reorientați, ca să zic așa, atenția dinspre fosta iubire, da, la care ați renunțat, spre acest nou început alături de această persoană nouă pe care o cunoașteți abia acum. Da? Iată că este momentul să, ca o nouă iubire să își facă loc în viața dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră. De ce? Pentru că mai mult decât toate, mai mult decât oricine poate, meritați și voi să fiți fericiți, meritați să iubiți și să primiți iubire.
Haideți să vedem și următoarea carte. Da, iată că despre acest lucru vorbim aici cu aceste cărți. Despre faptul că avem aici steaua, iată, este vorba de destinul vostru, este vorba de o întâlnire de destin pentru mulți dintre voi, este vorba de a clarifica acest destin pentru mulți dintre voi, da? Și cum puteți să clarificați acest destin pur și simplu gândindu-vă ce este mai bine pentru voi să aduceți în viața voastră în cele ce urmează, spre ce este bine să vă deschideți, da? Ce este bine să urmeze pentru voi în relație și așa mai departe. Și după cum am spus, pentru mulți dintre voi va fi vorba despre o logodnă în prim plan și apoi despre o căsătorie. Da? De ce? Pentru că ați luat hotărârea că vreți să vă fie și vouă bine. Ați luat această decizie și vreți să vă urniți în favoarea acesteia, da? În cele ce urmează. Pur și simplu văd că încrederea voastră este la cote înalte, vă orientați din ce în ce mai mult spre împlinirea visului vostru. Iar visul vostru cel mai mare era acesta de a vă întemeia o familie, de a avea propria voastră familie alături de omul pe care îl iubiți. Și de a vă îndrepta amândoi spre tot ceea ce puteți crea împreună mai stabil și mai frumos. Da, din acest punct de vedere, văd că mulți dintre voi, în momentul în care luați această decizie că vreți să vă mișcați spre următoarea etapă din viața dumneavoastră, văd că mai aveți de făcut ceva muncă de vindecare în legătură cu trecutul vostru, în legătură cu umbrele acestui trecut în sufletul vostru, da? Pentru că văd că încă unii dintre voi mai aveți anumite remușcări în ceea ce privește anumite persoane care au fost în viața dumneavoastră sau anumite evenimente, da? Și din acest punct de vedere va trebui să eliberați aceste persoane și aceste evenimente, va trebui să vă eliberați total de acestea pentru a vă deschide spre fericirea care vă așteaptă alături de acest suflet care se află în viața voastră acum. Și hai să vedem și ultima carte. Da, iată că totul începe cu o întâlnire. Da, și este cartea care vorbește despre aceste întâlniri, despre faptul că sunteți pe punctul de a vă da întâlnire, iată, de a vă întâlni din nou pentru a sta de vorbă, poate, sau pentru a petrece pur și simplu timp de calitate împreună. Pentru că văd că mulți dintre voi nu prea ați avut această șansă în ultima perioadă și acum vă veți putea bucura și de aceste momente petrecute amândoi. Din acest punct de vedere, văd că unii dintre voi veți fi ajutați de către această persoană care a sosit în viața dumneavoastră, veți fi ajutați să uitați pe cineva, da? Pe cineva pe care tocmai ați eliberat din viața dumneavoastră și veți fi ajutați să priviți înainte spre ceva nou și ceva benefic pentru voi în existența voastră. Haideți să vedem, dragii mei și dragele mele, următoarele cărți de tarot. Iată că au căzut deja trei cărți aici, am să le iau pe rând. Avem aici optul de pentacule. Această carte vorbește despre cineva care este focusat pe muncă în această perioadă. Mă gândesc că sunt printre dumneavoastră acele persoane, poate este partenerul dumneavoastră care vrea să facă toate lucrurile așa ca la carte și știe că mai are ceva de muncă până când să-și ducă la împlinire țelul propus. Da, din acest punct de vedere, văd că această persoană și-a propus să vă cumpărați o casă, da, sau să vă cumpărați o mașină, sau ce știu eu ce să vă mai cumpărați, lucru care să aducă mai multă împlinire relației dintre voi doi. Da?
Și din acest punct de vedere, văd că această persoană este foarte decisă ca în această perioadă să muncească încă foarte, foarte mult. Și din acest punct de vedere, văd că își va depune tot efortul necesar și își va fructifica toată creativitatea de care poate da dovadă pentru a face lucrurile exact așa cum își dorește. Da? Următoarea carte, dragii mei, iată, este acest 10 de pentacule. Se pare că după muncă vine și răsplată, da? Spre această fericire vă îndreptați voi doi în cele ce urmează, dragii mei, spre această familie fericită și împlinită. Da? Spuneam la începutul acestei etalări că multe dintre voi primiți inelul în această perioadă și vă veți deschide spre o nouă etapă a vieții dumneavoastră, o etapă pe care o să o numim cu mai mult sens pentru voi, pentru viața voastră. Da? Din acest punct de vedere, iată, vă deschideți spre familia pe care vă veți întemeia alături de sufletul pereche, alături de acest suflet lângă care sunteți acum, în aceste momente. Da? Și văd că veți avea și cel puțin un copil. Posibil să fie o fetiță. Da? Și următoarea carte, dragii mei, iată că este șaptele de săbii. Chiar mă miram să fie chiar totul atât de pozitiv în această etalare. Și iată, cu această carte ne deschidem și spre zona acelor prieteni, poate puțin falși sau mai mult, puțin sau mai mult falși, pe care îi aveți prin preajmă în aceste momente. Mare atenție la cel puțin o persoană din viața dumneavoastră care vă poate purta sâmbetele, ca să zic așa, în această zi sau în această perioadă. Această persoană văd că este foarte interesată de planurile voastre, de visele voastre, da, vrea să afle cât mai mult de la voi despre ceea ce vă doriți. De ce? Pentru că vrea să vă pună bețe în roate. Da? Această persoană este rău intenționată în ceea ce vă privește, așadar, mare atenție cui divulgați intențiile voastre și gândurile voastre, pentru că nu toată lumea este cine pare a fi. Da? Și mare atenție la, în special la o persoană care ar putea chiar să vă fure ceva în această perioadă, da? Ceva de valoare, fie niște bani, fie un obiect de valoare. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, iată, am mai spus-o pe parcursul acestei etalări, este foarte important să te eliberezi de fosta iubire, dragul meu sau draga mea. A sosit timpul să-ți eliberezi energia. Așadar, dacă vrei să te orientezi spre un viitor luminos, spre un viitor în care să fii fericit sau fericit alături de partener sau parteneră, iată că este bine să-ți eliberezi această energie de fantomele trecutului. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!